O zi de cercetare are oricine. O vreme de întâlnire cu Iisus. Cum îl primești aici? Sau rău, sau bine, așa vei fi primit acolo sus. Iisus va reveni cum scrie cartea și va lega lanțuri pe Satan. Va nimici pentru vecie moartea, va întemeia eternul Canaan. El va aduce veșnica cetate. Ierusalimul gloriei de sus, zidit în aur și în nestemate, în răsăritul fără de apus. El va veni cu îngerii cei vrednici și de convoiul celor drept urmați, că și respins de preoți și de sfernici a fost sfințit de Tatăl ca împărat. Vei fi și tu acolo? Sau în jale? Alege între glorie și scrum, căci ziua cercetării tale, prietene, e ziua de acum. În fața ta e drumul către viață. Grăbește-te! Nu zăbovi, căci veșnicia ce stă în față depinde de această viață. Dumnezeu să ne trezească, să se îndure de satul Plopiști, să se pochească cât mai mulți, dar întâi să ne pocăim noi. Domnul să ne